Bună dimineața tuturor, iarăși vineri, iarăși orele 10 dimineață și IPRE, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe care eu îl reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică și Privies.eu, Constantin, Radu, Vitale, mersi tare mult, organizăm discuții despre transformarea digitală a Republicii Moldova, această nouă prioritate națională, pe care noi o vedem prin mai multe acțiuni, documente, decizii, inclusiv programul de guvernare a actualului guvern, nominalizarea unui vicepriministru care are drept scop coordonarea acțiunilor de transformare digitală, dezvoltarea pentru prima dată unei strategii de transformare digitală a Republicii Moldova 2023-2030, care va fi un document de referință pentru toate ministerele, agențiile, dar și primăriile, spre exemplu, universitățile. Deci, practic, acea idee de all of society sau întreaga societate în care fiecare cetățean trebuie să beneficieze și trebuie să nu fie exclus din această nouă prioritate. Astăzi discutăm cu ministrul economiei, domnul Sergiu Gaibu, despre soluții digitale în domeniul economiei, despre cum sistemul economic, despre cum domeniul economic de Republica Moldova se racordează la noile realități digitale, pentru că noi deja cu toții trăim într-un secol digital, noi toți avem conexiuni prin internet, calculatoare, smartphone și așa mai departe, și cum toate aceste elemente tehnologice ne ajută să fim mai eficienți. Și din punct de vedere economic, aceste lucruri sunt super importante. Noi cumpărăm o mulțime de lucruri online deja, noi folosim plăți online și multe servicii sunt digitale. Reamintesc că aceste discuții publice sunt organizate în fiecare zi de vineri, de la 10 la 11, în cadrul proiectului Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană. Este foarte important să menționăm acest lucru pentru că noi vedem integrarea europeană cu utilizarea serviciilor digitale și transformarea digitală foarte importantă. Se numește proiectul Think Tanks for EU Membership, implementat de IPRE, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și Privies.eu, realizat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. Doar câteva elemente tehnice. Acolo undeva jos, în Privies.eu, aleargă o burtieră, spun colegii de la Privies.eu, unde vedeți un site foarte scurt, menti.com și un cod. Dacă îl introduceți, codul corespunzător este super simplu din telefonul dumneavoastră. Puteți să adresați oricare întrebare sau opinie sau dacă aveți ceva să spuneți domnului ministru. Eu voi transmite aceste mesaje pentru că eu le văd aici în spate. Suntem live pe pagina IPRE și în comentarii la pagina IPRE tot puteți să adresați întrebări. Suntem live pe pagina privies.eu, desigur, pe pagina domnului ministru Gaibu și a Ministerului Economiei. Eu propun să începem fix o oră. Întrebări tradiționale, întrebări generice la început, după care discutăm post factum. Păstrăm, domnule ministru, o discuție foarte prietenoasă, pentru că, de fapt, aceste discuții sunt orientate pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Bună dimineața, domnule ministru, și felicitări cu sărbătoarea orașului Chișinău. Mulțumesc foarte mult, Victor, și pentru invitație, pentru acest subiect care este într-adevăr important pentru dezvoltarea societății. Felicitări chișinăuienilor care stau acasă, sărbătoresc acum foarte bine și trebuie și o mică pauză în această toamnă destul de tumultoasă. Dar în același timp vreau să menționez că tot astăzi este Ziua Mondială a Standardizării și vreau să felicit specialiștii din domeniul dat. Este un domeniu mai îngust, mai puțin cunoscut, dar este unul foarte important pentru ca viața noastră, acele produse, acele bunuri, dar și servicii să aibă calitatea și respectarea rigorilor necesare pentru a proteja cetățenii noștri. Astăzi această sărbătoare este sub genericul o viziune comună pentru o lume mai bună și eu cred că se pliază foarte bine pentru realitățile din ziua de astăzi și pe bune împreună să avem o viziune comună, inclusiv pe domeniul digital. Digitalizarea de asemenea are o serie de standarde care trebuie să fie respectate și pe aspecte de produse, dar și pe aspecte de securitate, de cibernetică, calitatea conexiunilor și așa mai departe. Deci sunt două subiecte conectate direct
și dați să le explorăm astăzi împreună cu dumneavoastră. Da, vă mulțumesc, domnul ministru. Eu propun să trecem direct la subiect. Noi avem câteva întrebări generice, dar practic arată că, de fapt, noi sărim de la un subiect la un subiect, pentru că ele sunt complementare, cum a spus dumneavoastră. Cumva tot ce înseamnă digital este un interconector, dacă doriți. De fapt, ceea ce facem noi în acest moment, pentru că noi suntem în două țări diferite, noi ne-am conectat timp de un minut și suntem live pe multe platforme. Unde suntem noi, domnule ministru, în acest moment, pe tot ce înseamnă transformarea digitală? Dacă puteți să ne spuneți un pic despre rolul ministerului pe care dumneavoastră îl conduceți și îl coordonați, pentru că noi știm că există și noi am discutat cu domnul vicepremier Țurcanu, care coordonează la modul general toată activitatea în guvern pe această dimensiune, la mod direct trei instituții de stat, Agenția de Guvernare Electronică, STISC și Agenția de Servicii Publice, dar este evident că nu este posibil, așa cum spunea domnul Mircea Eșanu, de exemplu, directorul ASP, că dacă noi nu avem datele corespunzătoare pentru a veni cu un serviciu de la alte instituții, spre exemplu Ministerul Economiei, da? Atunci noi nu putem să venim rapid cu acest serviciu. De fapt, 80%, 90% din careva servicii de la ASP, spre exemplu, ele sunt dependente de alte instituții. Spuneți-ne, vă rog, care este rolul Ministerului Economiei în această ecuație, în acest ecosistem de transformare digitală, cum le vedeți dumneavoastră, și care sunt cele principalele responsabilități ale dumneavoastră? Ca să fie foarte clar care este diviziunea acestor responsabilități pe acest domeniu super important. Domn ministru? Perfect. Eu am să încerc să explic responsabilitățile instituțiilor de stat pe domeniul digital și eu deja îmi place să numesc lucrul acesta triada digitală, fiindcă sunt trei institute cheie care sunt responsabile de procesele de digitalizare sau în general domeniul tehnologiilor informaționale. Este vorba de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care ține și gestionează direct infrastructura de transport de date, telefonie mobilă și așa mai departe. Deci partea ce ține de infrastructură este sub responsabilitatea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Ea este și natural lucrul acesta, trebuie să plieze pe alte infrastructuri care țin de rețele electrice, gaze, drumuri și așa mai departe, fiindcă ele sunt interconectate ca infrastructură fizică. Al doilea domeniu mare este condus de domnul Țurcanu, ceea ce ați menționat dumneavoastră, cu trei agenții subordonate și ține de tot ce ține de digitalizarea guvernamentală și digitalizarea serviciilor guvernamentale. Deci el este cheia în ceea ce privește digitalizarea tuturor proceselor, atât pe intern a instituțiilor publice, cât și în relațiile cu sectorul privat. În același timp, dumnealui stabilește și cerințele și filosofia de tehnologiilor care sunt aplicate la nivel guvernamental și pe care trebuie să plieze de fapt toate ministerele și instituțiile publice în ceea ce privește modul de aplicare și modul de sau strategie de digitalizare a proceselor în instituțiile lor. Și Ministerul Economiei, care este responsabil de domeniul privat. Deci este vorba de dezvoltarea sectorului privat, ce ține de tehnologii informaționale, mediul care este aplicabil acestui sector. Și iată aici noi venim cu o serie de reforme. La fel aici se subordonează și Parcul IT, deci care este o platformă în subordinea Ministerului Economiei și un regim care este menținut și actualizat. De fapt, chiar recent am avut o serie de îmbunătățiri la această lege în ceea ce privește munca la distanță, inclusiv din afara Republicii Moldova, astfel încât să nu fie limitat, să fie posibil cooperare la nivel, chiar și la nivel internațional, formarea de echipe. Este critic pentru mediul tehnologiilor informaționale, că această cooperare să aibă loc. Aceasta este un element de sporirea capacității de concurență pe piața internațională, care este foarte fluidă, foarte deschisă, foarte specifică. Modul de comunicare este cu totul altul decât pe alte sectoare de business și de aceea noi trebuie să ne pliem pe aceste cerințe, altfel ca societate noi am ratat oportunitățile de creștere pe domeniul dat. Deci iată, aceasta este explicația pe scurt a triadei digitale. Dacă să pornim ca elementele cheie care au fost efectuate pe parcursul ultimului an, noi am început în primul rând
ci era imperativ să aprobăm pachetul de digitalizare 1.0 cu modificarea 28 de acte normative, care de fapt să facă enabling-ul sau să capaciteze, să dea posibilitate dezvoltarea unor serii de direcții. Noi efectele acelui pachet încă le vom vedea, noi nu le vedem, de-abia e începutul valorificării acelor reglementări sau facilități de reglementare care au fost puse în septembrie-octombrie anul trecut, de care, de fapt, domnul Țurcanu beneficiază cel mai mult, fiindcă acum, prin acele măsuri, prin acele reglementări prin care se admite semnătură electronică inclusiv din alte țări. Deja se duc negocieri cu alte țări în ceea ce privește recunoașterea semnăturilor electronice calificate din alte țări, astfel încât și cetățenii noștri care au business-uri în acele țări să poată utiliza acele semnături care, spre exemplu, au fost obținute în țările date și să opereze din acele țări în Republica Moldova, dar și a investitorilor străini care ar putea să gestioneze o serie de procese și operațiuni la distanță. Recunoașterea la distanță sau know your client la distanță este iarăși un element care urmează încă să fie implementat, se lucrează foarte intens, domnul Țurcanu lucrează acest capitol ca să fie de asemenea integrat ca instrument digital în serviciile publice pe care le poate oferi agențiile de stat. Interconexiunea de date între și prioritatea acestor interconexiuni de date între instituțiile statului și utilizarea lor prioritară față de solicitarea de la beneficiar în cazul în care acestea sunt în cadrul statului. Iarăși, M-Connect-ul a fost actualizat, a fost îmbunătățit, domnul Țurcanu îl dezvoltă constant, inclusiv cu datele care sunt incluse în M-Connect și respectiv care pot fi utilizate de către agențiile de stat. Și ca să nu vorbesc doar în termeni de politici și principii, am să dau chiar exemplu, fiindcă noi deja, fiind ca instituție beneficiară de aceste servicii, deci noi am stabilit politicile în toamna anului trecut, după care domnul Țurcanu a făcut o serie de actualizări și noi deja, Ministerul Economiei și în special agenția, este vorba de ODA, instituția publică ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, a beneficiat de aceste instrumente atunci când a optimizat procesele de interacțiune cu beneficiarii. Astfel la ODA, la momentul actual, dacă anterior în cadrul vechei instituții ODIM se primeau solicitările doar în versiune pe fizică, pe hârtie, acum acest proces este pe deplin electronizat, toate cererile se recepționează electronic și mai mult ca atât, o serie de documente au fost complet eliminate din cerințele date. Cum ar fi? Certificatul de lipsă datoriei la stat, la Ministerul Finanțelor, la Serviciul Fiscal, sau extrasul din registrul de stat, sau copia buletinului. Deci toate aceste date acum sunt preluate direct de la instituțiile respective. Deci procesul dat a fost deja construit nou pe baza acelor mecanisme pe care domnul viceprim-ministru le-a implementat și le-a optimizat ca instrumente pentru instituțiile publice. Și cu această ocazie chiar am să apelez ca toate instituțiile publice să proceadă la același proces de optimizare. Sunt altele care au interconexiune mult mai mare cu sectorul privat, astfel încât timpul consumat de cetățeni și de mediul de afaceri să fie minim în interacțiunea cu statul, în obținerea acelor servicii sau certificate din partea agențiilor de stat. Și de fapt sunt și o serie de progrese, că eu sunt sigur că dumneavoastră deja ați discutat cu domnul Mircea Ieșanu, de asemenea au o serie de progrese în direcția dată și alte instituții de asemenea progresează în direcția dată. Este un volum de lucru mare, dar este important că noi deja am pus bazele bune încă în toamna anului trecut pentru ca acest lucru să se producă. Domnul Țurcanu, prin intermediul agențiilor pe care le gestionează, depune tot efortul ca aceste principii deziderate și politici să fie transpuse în instrumente digitale care pot fi utilizate de instituțiile publice și acum urmează deja instituțiile publice, fiecare în parte, să aplice aceste mecanisme în relațiile sale cu sectorul privat, dar și chiar în interacțiunea între aceste instituții. La capitolul acesta este foarte mult de lucru, chiar și în cadrul guvernului, fiind aici,
Sunt multe elemente care urmează să fie și optimizate ca proces și digitalizate. Dar acesta este un proces nu simplu, fiindcă el este tehnic, el trebuie să fie foarte bine analizat și eu știu că la agenție de e-guvernare există și o echipă care se ocupă de reinginerie proceselor și este extrem de important de făcut reinginerie proceselor, dar ei se focusează doar pe serviciile prestate la nivel de agenție, deci acolo unde se implică agenția, dar un astfel de echipă ar trebui să fie disponibilă pentru toate instituțiile publice ca să facă mai întâi reinginerie proceselor, după care să urmeze digitalizarea. Cum a spus mai de mult un consultant bun pe care îl știam, dacă digitalizarea poate multiplica profiturile și eficiența, dar dacă digitalizezi un proces ineficient, atunci multiplici pierderile. De aceea este extrem de important că această etapă de reinginerie proceselor să aibă loc înainte de nemijlocită aplicarea digitalizării. Da, domnul ministru, noi spunem că digitalizarea nu trebuie să digitalizeze birocrația, ci simplifice toate procesele. Și noi exact vorbeam cu Mircea Ieșanu subiectul ăsta și cu domnul Marcel Spătare, apropo, săptămâna trecută, și pe un domeniu, pe un serviciu, de exemplu, domnul ministru, colegul dumneavoastră Spătare, spunea că s-a reușit minimizarea unui formular X, nu știu exact care serviciu, de la 10 pagini la o singură pagină. Unu. Și doi, reutilizarea acestor date, pentru că n-are sens să mai introduci datele dumneavoastră spus despre buletin și așa mai departe, dacă deja ele pot fi extrase automat din bazele de date. Domnul ministru, dumneavoastră, ce ați vorbit până acum, deja avem mai multe reacții și mai multe elemente, eu foarte cumva așa telegrafic. Spuneți-vă rog, dar ministerul astăzi lucrează sau nu? De ce întreb chestia asta? Pentru că conform datelor din Estonia, cam 30% din joburi sunt deja geografic neutre și noi avem, da, sărbătoarea Chișinăului, dar nu toată Republica Moldova într-un fel sau altul. Spuneți-ne, vă rog, cam câte joburi credeți că sunt în Republica Moldova geografic neutre, adică pot fi făcute de oriunde, pentru ca oamenii să înțeleagă cât de importante sunt aceste servicii care pot fi făcute digital, pentru că calculatorul nu are zile de odihnă într-un fel sau altul. Și cumva cum vedeți dumneavoastră această dinamică. Propun să avem câteva întrebări foarte rapide din ceea ce a spus dumneavoastră și trecem la următorul subiect. Ok, foarte bine. Da, deci acum eu sunt în birou, dar ministerul, și nu doar Ministerul Economiei, dar și celelalte ministere nu lucrează astăzi, fiindcă sunt situate în Chișinău, lucrătorii sunt locuitori a Chișinăului și respectiv tot se bucură de această sărbătoare. Eu sunt sigur că acest număr, din păcate, nu se duce o statistică acestui număr. Noi avem în statistică numărul de calculatoare la agenții economici, numărul de conexiuni internet sau companii conectate la internet, adică sunt o serie de indicatori și eu cred că urmează ca BNSE-ul de asemenea să-și îmbunătățească numărul de indicatori pe care monitorizează în ceea ce privește digitalizarea. Acest domeniu devine tot mai important și mai important în societate și el urmează să fie crescut. Dar eu sunt sigur că numărul acestor locuri de muncă este în continuă creștere și noi avem același domeniu cum ar fi și tehnologiile informaționale. Eu sunt sigur că tot parcul IT poate lucra la distanță. Deci acei peste 15.000 de angajați sunt sigur că sunt geografic neutri și pot lucra la distanță. Tocmai de aceea și ultimele modificări pe care le-am făcut noi în cadrul normativ scoate această obligație, această conexiune geografică și practic orice, aflându-te oriunde pe planetă și nu doar pe planetă, chiar aș spune, poți continua să lucrezi pentru o companie din parcul IT și respectiv să prestezi acele servicii în calitate de angajat pentru echipele care elaborează proiecte interesante. Domnul ministru, dar să mergem un pic mai departe aici, pentru că dacă toți angajații din sistemul public, mă refer la ministeri, agenții, primării și așa mai departe, ar utiliza semnătura digitală și toate bazele de date interconectate cu această interoperabilitate, probabil că numărul de joburi geografic neutre poate fi unul mult mai mare. Ne puteți spune care este situația pe domeniul care îl coordonați dumneavoastră? Angajații ministerului și agențiilor sau instituțiilor pe care le coordonați dumneavoastră sunt toți asigurați cu mecanisme de autentificare și semnătură digitală sau nu? DMS-ul dumneavoastră, Document Management System, dumneavoastră aveți multe hârtii pe masă în acest moment? Nu prea? Și care e dinamica pe această dimensiune?
Da. Noi, sistemul de bază în ceea ce privește circuitul documentelor este un sistem electronic, nu poate exclude definitiv partea de hârtie, fiindcă mai există anumite procese care sunt cu hârtie. Drept că îmi place să povestesc o istorie veselă din cadrul Ministerului, fiindcă la începutul anului acesta, deci nu mult după circa 4-5 luni al trecut de când eram aici, cineva vine și spune, iată un ordin, trebuie să-l semnați pentru arhivarea documentație. Stați puțin, Ministerul Economiei este unul nou, fiindcă a fost înregistrat în septembrie. Primii angajați am avut doar spre finele lunii septembrie transferați. Despre care arhivă discutăm? Nu, că noi avem o practică și chiar am vorbit cu colegii care deja lucrează, sunt cu experiență în minister. Da, în fiecare an noi tipăream din sistemul electronic toate documentele care erau ce au circulat parcursul anului. Se transmiteau la arhivă, arhiva le făcea o triere a acestor documente care mergeau la arhivare, care mergeau conform unor termene, iar o parte mergeau la distrugere. Și eu am zis că, stimați colegi, așa ordin eu nu semnez. Este contra și a mediului înconjurător și contra oricăror principii logice de organizare a proceselor. În primul rând, lumea se ocupă cu activitatea absolut inutilă de tipărire, după care alții se ocupă de triere, deci este o pierdere totală de și resurse umane, și materiale. Deci am refuzat categoric lucrul acesta. Este backup-ul care este asigurat de STISC. Le-am explicat un piculeț despre domeniul dat, cum se face arhivarea, și știam că STISC-ul face arhivarea acestor sisteme. Deci am zis că, băieți, nici într-un caz nu facem, curmăm această procedură și nu o repetăm și nu o repetați nici în viitor. De aceea, da, sunt situații foarte hazlii, noi le eliminăm. Mergem tot mai mult spre electronizarea proceselor, deci este acest sistem electronic de management electronic. El nu este perfect, noi iarăși cu domnul Turcanu lucrăm și dumnealui este conștient și vom merge la automatizarea acestui proces. În același timp, în pandemie, probabil a fost și forțarea aceasta, deci în pandemie a fost posibil să lucrăm la distanță, mai mulți angajați lucrau la distanță. În perioada când era mai critic, era un număr redus de angajați în cadrul ministerului și respectiv pe o procedură de rotație se lucra parțial în afară, deci de la domiciliu, astfel încât să fie, mă rog, asigurat acea securitate deja în domeniul sănătății. Deci este posibil, există o serie de mecanisme care deja funcționează. Nu sunt eu, ca o persoană care tot am tangență cu domeniul tehnologiilor informaționale, deci este loc pentru mai bine, dar nu este la nivelul care, mă rog, ar fi unul prea primitiv și prea bazat pe hârtie. Domnul ministru, am vrut să clarificăm acest aspect cu această practică. Da? Sunteți cel puțin al doilea ministru care ne spune că există practică. De exemplu, domnul Spătare a spus că există o practică la Ministerul Finanțelor, de la trezorerie, să ceară nu știu care documente, chiar dacă ele sunt semnate digital, cu autentificare digitală, da? Și noi știm că semnătura holografică cu cea digitală este echivalată, deci există o fel de practică a nu știu care instituții că să primească suport de hârtie, ceea ce mi se pare cumva foarte, eu nu vreau să folosesc hazliu, dar cel puțin mi se pare că asta cumva contravine la niște principii, asta este pe de-o parte. Da, pe de altă parte, eu am văzut domnul și am discutat și cu domnul Țurcanu pe acest subiect, acea declarație a domnului viceprim-ministru, prin care cere practic, da, unor instituții, mi se pare că era din domeniul judiciar, dacă nu greșesc, legal, să accepte documentele semnate digital. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, dacă trimit eu la minister, la dumneavoastră, un document sau o solicitare în format digital, eu primesc răspuns în format digital sau doar dacă eu expres fac acest lucru? Pe de o parte și pe de altă parte, aveți asemenea situații când dumneavoastră semnați un document și cineva îl dorește în format scris, obligatoriu, printat, cu ștampili și așa mai departe? Doar vrem să înțelegem anvergura acestui fenomen. Desigur.
Noi recepționăm fără probleme documente pe suport electronic, deci nu este absolut nicio problemă și chiar încurajez când primesc eu e-mail-urile, transmit către secretariat ca să fie înregistrate, adică chiar și prin e-mail dacă vin anumite solicitări și expres indică, iată, noi solicităm oficial să ne furnizați sau vorba de informații sau este vorba de careva petiții, etc. Deci noi le acceptăm în versiunea de e-mail și le includem în circuitul de evaluare, analiză a Ministerului Economiei. Deci nu este nicio problemă, toate canalele sunt disponibile. Evident că este și o cutie tradițională jos în casa guvernului în care pot fi puse scrisorile, ele se triază, se transmite iarăși tot către cancelare, care le, apropo, le scanează după care și le transmite spre examinare către angajați. Deci noi avem, adică componenta electronică funcționează și noi suntem pro un flux cât mai electronizat și cu documente semnate electronic. Toți angajații, apropo, au semnături electronice, dar de fapt lucrul acesta este practic la tot funcționare din sistem, pentru că se fac declarațiile de venituri și deja trebuie să ai semnătura electronică, fiindcă aceasta se face exclusiv electronic. De aceea semnătura este, instrumentariul este, dar într-adevăr sunt o serie de procese care încă nu au fost pe deplin modificate, fiindcă eu cred că trebuie să fie și voința acelor instituții care solicită astfel de documente. Este adevărat, mai există anumite instituții care solicită și chiar ieri am semnat documentele către Ministerul Finanțelor holografic în 3 exemplare, deci asta este, nu pot să spun cu mândrie lucrul acesta ca fiind parte din guvern, dar urmează să fie făcute probabil o serie de modificări la acest capitol. Eu chiar mai mult aș zice, eu cunosc încă de până ajunge în guvern, o problemă mare de la trezorerie, fiindcă plățile care sunt plăți standarde, care vin de la agenții economici pentru serviciile publice, ele trebuie să fie confirmate prin ordin din partea ordin de plată de către bancă. Sunt clienți care nu au intrat în bancă cu ani, fiindcă ei operează la distanță. Dar iată că în această situație trebuie să facă un drum la bancă, să ia ordinul, să-l ștampileze și să-l aducă. De ce lucrul acesta se întâmplă? Fiindcă din trezorerie, din păcate, sistemul acesta electronic nu oferă date către operator dacă banii au intrat sau nu au intrat din contul agentului economic. Și eu cred că asta este o problemă fundamentală, din păcate ea nu a fost tratată și nici chiar unii agenți economici nu au enunțat-o, adică nu au înțeleg până la capăt care este problema respectivă. Dacă în MP lucrul acesta se vede la operator, adică alt sistem de plăți care tot merge către instituțiile statului, operatorul vede și poate în bază doar accesării aplicației disponibile la calculatorul său la care lucrează, deci poate vedea că această plată este efectuată respectiv spre stile de serviciu, dar știm că cu MPI încă este problemă în ceea ce privește agenții economici. Atunci plata standardă care vine în trezorerie prin sistemul bancar nu este vizibil la operator și iată rămâne acest proces defectuos. Este nevoie de o optimizare a acestui proces care ține de trezorerie, astfel încât partea electronică să fie mai flexibilă, nu doar să asigure repozitoriu de plăți, dar să fie să ofere din acest repozitoriu și o serie de servicii, în primul rând, agențiilor de stat, ca ei să poată face un proces mai simplu pentru agenții economici. Da, domnul ministru, vă mulțumesc mult tot din ce a spus dumneavoastră cu această identificare la distanță. Pentru că noi vorbeam cu Banca Națională și Banca Națională spune, dar nu e nicio problemă, băncile comerciale pot face distant KYC. Mai departe, noi vorbeam cu băncile comerciale și spune, da, într-un fel există, dar totodată, atunci când noi avem controle, noi controlează documentele pe hârtie și noi suntem puși practic în situația ce să facem. Să telefonăm omul de la Edinet să vină la sucursala X, Y sau Z, da? Pentru că asta ne scutește de careva riscuri. Și cumva asta tot merge într-un fel de domeniu, într-un fel noi parcă avem, parcă din punct de vedere legal totul este ok. Și apropo, când vorbeam cu PSP, cu prestatori de servicii financiare private, aceeași problemă. Spuneți-ne, vă rog, unii suntem noi realmente cu acest KYC, know your customer, la distanță, da? Asta lucrează, nu lucrează, avem probleme, nu avem probleme, pentru că noi ce facem? Noi, scuzați că eu vorbesc așa, dar în loc să circule datele între sisteme, noi rugăm oamenii să circule.
Și aceasta cumva noi face 10 de milioane de drumuri probabil pe an, pe care noi le putem lejer scoate din acest circuit și redirecționa timp, resurse, bani, oameni pentru alte chestii mult mai importante. Spuneți să vă rog, cu acest QIC pe domeniul economic și cu sectorul privat, care este situația, domnule ministru? Deci primul pas a fost făcut prin aceea că a fost activată opțiunea dată. Deci din punct de vedere legislativ, în toamna anului trecut, noi am activat și am dat posibilitate, am recunoscut la nivel legal că cunoașterea clientului la distanță este posibilă și este un instrument care este recunoscut juridic în Republica Moldova. Acum urmează partea tehnică. Deci este important ca să fie definite standardele tehnice și mecanismele tehnice care sunt acceptate în calitate de instrument de recunoaștere oficială, la fel ca și cu semnăturile. Deci cu semnăturile la fel a fost o etapizare sau progresiv au fost recunoscute care semnături. Mai întâi era doar certificatul de la STISC, după care s-au extins către alte instrumente care de asemenea erau recunoscute în calitate de semnătură calificată și acest proces continuă, respectiv devenind tot mai flexibile și mai multe opțiunile de recunoaștere sau de opțiunile de semnătură electronică, digital, recunoscută din punct de vedere legal. Acum avem, dacă nu greșesc, vreo 4 modele, inclusiv cea mobilă, care este utilizată mai intens de către sectorul privat. Exact același proces va decurge și cu Know Your Client. Deci aici deja trebuie tehnicienii, specialiștii, să adopte aceste mecanisme, să le considere ca drept calificate, fiind calificate în calitate de mecanism pentru recunoașterea la distanță a clienților sau a persoanei cu care se comunică. De aceea, aici cred că deja este cumva pe tărâmul experților tehnici, care trebuie să definească un proces, să fie transpusă deja în calitate de documentație tehnică, care din aceste mecanisme și modele sunt recunoscute juridic, acceptate în Republica Moldova. Eu singur am avut experiența dată, fiindcă în 2013-2013 noi vroiam, în cadrul instituției financiare în care eu activam, să facem extras bancar cu semnătură digitală calificată. Și prima dată am primit refuz din partea Ministerului Finanțelor, după care noi am insistat iarăși din nou. Am zis că uitați-vă că este legea care spune că semnătura digitală calificată este opozabilă juridic, respectiv dat să o implementăm. Până la urmă am obținut acceptul și respectiv am făcut soluția tehnică prin care acest extras era deja cu semnătură electronică din partea băncii, respectiv acest document, acest extras era opozabil din punct de vedere juridic, serviciul fiscal atunci când venea controlul. Și respectiv contabilii șef nu mai trebuiau să vină zi de zi la bancă să ceară acel extras, ștampil la băncii ca să o pună la documentația primară și respectiv să o prezinte serviciul fiscal dacă vine cu controlul, chiar într-adevăr au fost efectuate aceste plăți sau recepționate acești bani. Deci acel document a devenit și noi practic atunci prima dată am făcut acest extras, fiindcă soluții electronice mai erau, dar ele nu erau cu semnătură calificată, opozabile juridic altor instituțiilor publice în primul rând. Și iată, atunci noi am făcut emis și agenții economici tare ne-a mulțumit, au zis că da, noi am economisit o groază de timp, fiindcă le stocăm pe acestea cu semnătură electronică, ea poate fi verificată, respectiv întrebările au dispărut. Iată așa se încep producerea, trebuie să existe probabil și o presiune comună, trebuie să apară prima bancă care vrea să facă lucrul acesta și există o persoană care vrea să lucreze în direcția dată, să găsească acel mecanism împreună cu autoritățile care sunt responsabile de soluțiile tehnologice să adopte acel mecanism ca fiind unul calificat și respectiv să fie integrat în soluțiile de servicii publice care sunt prestate. Domnul ministru, mersi tare mult. Noi avem tare, tare multe elemente și mai apar pe platforma noastră și spuneți-ne, vă rog, aici cineva scrie că dacă ești dacă ai o afacere, deci cea mai mare bătaie de cap îți dă foarte simplist vorbind tot ce înseamnă contabilitate. Și eu pur și simplu mi-am amintit, eu chiar acum am deschis și arătam domnul Țurcanu care a fost în Estonia 2 zile în urmă. Arătam cum coordonez eu activitatea, tot ce înseamnă bookkeeping, da?
de contabilitate aici în Estonia, pentru că tot am aici o mică companie sau două. Și îi spuneam domnului viceprim-ministru că eu nu am văzut contabilul meu de la o companie de 2 ani și celălalt l-am văzut o singură dată când... Deci, pentru că restul tot este într-o aplicație în telefon, care este interconectat cu softul contabililor, softul contabililor în backspace e conectat cu cel al fiscului. Deci, pentru mine, de exemplu personal, acest soft, aceste aplicații de contabilitate electronic, care citesc invoice-ul deodată sau pot face redirecționare, ele sunt ca un super savior, da? Sau super enabler. Pentru că dacă întrebați oricare agent economic care dumneavoastră lucrați, sunteți în area nemijlocită de coordonare a dumneavoastră, a acestor politici, probabil că așa va fi un drapel roșu, da, o linie roșie, pentru că dacă s-ar simplifica pe acest domeniu, eu cred că acesta ar fi un pas enorm. Eu înțeleg că nu este totalmente în area de responsabilitate a dumneavoastră. Înțeleg că Ministerul Finanțelor, Trezorerie, Fisc și așa mai departe vine cu reglementări. Dar cumva se lucrează pe simplificarea procedurilor și digitalizarea contabilității companiilor în Republica Moldova sau nu, domnule ministru? Eu sper că se lucrează. Aceasta este o oportunitate de business foarte bună. Iată, dacă există în Estonia un astfel de soluție contabilă care este integrată și cu telefonia mobilă și asigură tot fluxul de dat și cu data recognition sau document recognition, unde cu character recognition, prin care se nu doar se scanează documentul, fiindcă la noi scanări se fac multe, dar nu prea se utilizează character recognition tehnologiile date, astfel încât chiar să citească documentul respectiv sau transforme în date lizibile, utilizabile în domeniul digital și respectiv să completeze acele câmpuri în mod automat, doar dacă apare o neclaritate, sistema singură arată, uite aici nu am înțeles identificarea acestor caractere, respectiv ajută-mă să precizez datele respective. Astfel de mecanisme există la nivel internet? Da. Domnule, eu cer scuze. Eu pur și simplu vreau să spun că există asemenea soluții. Arătam și domnului vicepremier, da, care o folosesc eu, care automat citește toate datele, sunt citite chiar acum am deschis-o, în format automat, interconectat, chiar din alte țări citește cursul băncii naționale a țării respective, deci este un super enabler. Dar vă rog, continuați. Absolut de acord, fiindcă noi 10 ani în urmă tot în sistem bancar, data recognition este pe deplin utilizat, chiar mai din timp mai îndelungat, dar chiar și în Moldova deja exista. De character recognition, prin care documentele, chiar dacă sunt tipărite și acestea, sunt complet scanate de către sistem și, apropo, coeficientul de identificare a caracterilor e de 98%, adică sunt deja sisteme foarte performante, care gradul de eroare este extrem de mic și chiar dacă apare această eroare, neînțelegere, sistemul te alertează, adică nu faci o greșeală, dar te alertează și te roagă să intervii atunci când este cazul. Deci astfel de sisteme există. Din păcate, eu nu văd la noi în Moldova un operator care ar oferi astfel de servicii. Este unul cei care este foarte popular, el de asemenea registrează anumite progrese, dar eu cred că este timpul și pentru soluții alternative la acest capitol și iată, dumneavoastră aveți o experiență foarte fericită la acest capitol și de ce nu o astfel de companie poate să fie replicată în Republica Moldova, astfel încât să fie o soluție alternativă agenților economici în ceea ce privește evidența contabilă. Apropo, la acest capitol, dacă tot am ajuns la subiectul servicii prestate la distanță, noi iată vrem și cred că avem deja un consensus la nivel de guvern în ceea ce privește un regim de simplificat, fiindcă și asta tot e un element foarte important pentru serviciile virtuale prestate la distanță, astfel încât aceste companii și să fie un regim mai facilitar pentru astfel de companii care vor să presteze și servicii contabile la distanță, nu doar în Republica Moldova, dar și în alte țări, procesarea de documente, procesarea de date și chiar mai mult să meargă și pe domeniul ingineresc sau chiar cercetare, dezvoltare. Deci noi acest regim facilitar vrem să-l... deja avem tot pachetul de documente gata și se pare că există un consens și am putea să-l promovăm și poate chiar să fie activ anul viitor. Domnul ministru, dacă suntem tot aici, ne-ați spus de acest sistem. În Estonia, unde mă aflu eu, toate instituțiile publice folosesc un singur sistem de contabilitate națională. Da? Și atunci, dacă vine un invoice de la un minister sau către o municipalitate sau către o agenție, deci ele toate sunt în același sistem. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că ele toate sunt organizate, sunt după aceleași principii, vizibile, transparente și așa mai departe. Republica Moldova se gândește la introducerea unui astfel de sistem sau nu?
Ar trebui. Eu consider că la noi a fost un oarecare feudalism pe domeniul digitalizării, prin care feudalism instituțional, prin care fiecare instituție cumva își crea propria sa, să spunem așa, feudă digitală cu companiile care creau anumite sisteme și slab integrate între ele. Acum, tocmai de aceea, noul guvern a instituit această funcție de viceprim-ministru pe digitalizare, care are ca obiectiv integrarea și formarea unei filosofii unificate la acest capitol. Este doar un an de activitate după feudalismul instituțional, respectiv suntem la prima etapă. Bazele inițiale de enabling noi le-am pus încă anul trecut și de acum se lucrează pe fiecare din direcțiile date. Pe unele direcții cu o viteză mai mare, pe unele cu o viteză mai mică, nu uităm că totuși suntem și în criză și avem de gestionat și aceste crize, dar eu cred că s-au făcut pași, în special pe domenii politicilor, enormi pentru a permite utilizarea acestor mecanisme, dar este deja vorba de investiții și efort inclusiv de analiză a proceselor pentru ca să formeze acele mecanisme sau acele soluții tehnologice care să permită lucrul acesta. Asta nu se întâmplă peste noapte și este mai bine aici nu de grăbit, dar de făcut o soluție bine închegată, bine gândită și aplicabilă Republicii Moldova. În caz contrar, dacă ne vom grăbi, cel mai mult probabil că se va obține iarăși o soluție care va trebui constant revizuită și actualizată. Deci eu am cea mai mare încredere în domnul Țurcanu, că dumnealui cunoaște foarte bine cum de gestionat astfel de proiecte și eu sunt sigur că dumnealui depune tot efortul anume în direcția dată. Domnul ministru, aici au apărut două alte întrebări. Vedeți că din întrebare în întrebare, cu feudalismul, și o să vă rog să comentați chestia asta, noi avem o altă problemă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar problema pe care eu vreau să scot așa în evidență, am discutat cu câțiva miniștri subiect corespunzători, este că s-a dezvoltat o soluție. Noi știm, miniștrii știu, că acea soluție nu este cea mai bună. Noi știm că ea nu este, ok, haideți diplomatic spun, absolut funcțională. Unele sunt absolut nefuncționale. Dar noi în continuare le păstrăm cumva, să păstrăm această frumoasă adormită care nici de cum nu se trezește. Și noi înțelegem că le trebuie făcute sau reinginerii total și aici noi avem o altă problemă, pentru că noi avem soft prioritar a companiilor care nu vor să ne dea acces sau ne dea pentru bani foarte mulți, adică open source versus prioritar sau de soft care aparține unor companii. Și noi avem o altă problemă încă aici, pentru că noi nu vrem să recunoaștem că sistemul nu lucrează. Pentru că dacă închidem sistemul corespunzător, noi intrăm într-o altă problemă. S-au cheltuit mulți bani, inclusiv și bani publici. Și atunci intrăm în coliziune cu fiscul și cu Ministerul Finanțelor. Spuneți-ne, vă rog, asta faceți o reinginerie, o reevaluare a sistemelor care le coordonează Ministerul dumneavoastră. Și este clar că dacă nu funcționează sistemul ăsta, n-are sens să-l păstrăm mai departe și îl dezvoltăm de la zero. Mai ales că multe au fost dezvoltate de mult, multe nu au în vedere UX-ul, adică gradul de utilizare din partea beneficiarilor și așa mai departe. Și a doilea element care l-a spus dumneavoastră, dumneavoastră a spus astăzi numele Țurcanu Iuri de vreo 4 sau 5 sau 7 ori. Dar eu nu vreau să spun despre dumneavoastră, dar în Republica Moldova există instituții care spun că dar noi avem un viceprim-ministru pentru digitalizare. Și asta cumva pe unele dimensiuni, nu la dumneavoastră mă refer, la alte dimensiuni. Deci cumva este un fel de pasare de responsabilitate care este, după mine, contraproductivă, pentru că, de fapt, principala misiune de digitalizare a unui domeniu este a administratorului domeniului și nu a domnului viceprim-ministru Țurcanu. Sunteți de acord cu mine sau nu, domnul ministru? Și dacă puteți comentați acele efecte ale feudalismului. Eu sunt absolut de acord și eu personal sunt contra feudalismul, de ce eu sunt de plină susținere a politicilor pe care le duce domnul Țurcanu de unificare acestor sisteme. Și am să susțin fiecare pas al dumnealui în direcția dată, dar oricum trebuie să înțelegem că este și este foarte bine că avem o coordonare centralizatoare în ceea ce privește și tehnologiile, fiindcă este important și tehnologiile care legem. Noi avem și un, spunem așa, supă de tehnologii implementate care le face pe unele destul de exotice, respectiv foarte dificil de administrat și de unificat. Sunt unele soluții care nu pot fi puse în cloud, de exemplu, și atunci sunt, ca tehnologii sunt învechite deja. Ele trebuie sau migrate sau dezis de ele. Adică
Această inventariere de care domnul Țurcanu este responsabil, eu sunt nevoit să spun cuvântul acesta, pentru că dumneavoastră îmi puneți întrebări cumva, nu chiar direct în competența Ministerului Economiei, dar vreau să și cetățenii să înțeleagă care este setup-ul sau care este modul de organizare a guvernului în ceea ce privește procesele de digitalizare. Dar sunt absolut de acord, dumnealui este responsabil de domeniul de coordonare, stabilirea tehnologiilor și iată de a face această inventariere și a da direcțiile de lucru, dar fiecare minister în parte, fiecare agenție în parte este responsabilă pentru optimizarea propriilor procese și digitalizarea acestora. Absolut de acord la capitolul acesta și dacă acum să revin deja la Ministerul Economiei, noi avem câteva domenii în care lucrăm. În primul rând, spunem, cea mai intensă comunicare cu mediul privat este Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Tocmai de aceea noi am făcut și reforma în această organizație, în primul rând, tocmai de aceea noi ne-am focusat pe electronizarea proceselor maximal posibil și ceea ce deja am făcut în ceea ce privește corelarea cu beneficiarii, deci beneficiarii deja pot complet digital transmite aplicațiile, acele informații care sunt în alte instituții sunt disponibile prin M-Connect. Noi ne-am făcut conexiunea prin M-Connect și respectiv nu le mai solicităm de la beneficiar și asta înseamnă o interacțiune foarte mare, pentru că numărul de beneficiari care apelează și aplică sunt mari, sunt mii pe parcursul anului, respectiv este un efect destul de bun la capitolul acesta. În același timp, noi lucrăm în continuare atât la îmbunătățirea și sistemelor pe intern la ODA, electronizarea proceselor pe intern, acestea deja sunt următoarele etape, după cum și în cadrul programului pe care l-am elaborat împreună cu Banca Mondială și a fost apropo votat în Parlament în august anul acesta, unde au votat și socialiștii, noi am rămas surprins, dar iată, el a fost și au zis că da, într-adevăr este un program bun și nu putem să nu votăm și vrem ca el să aibă loc. Pe lângă alte componente care sunt, inclusiv pentru creștere fondului de garantare, pentru credite, pentru în suport agenților economici și alte componente, este și o componentă de digitalizare. Aici noi să avem o soluție pe care vrem să o dezvoltăm împreună cu Banca Mondială în ceea ce privește sistemul de infrastructură calității. Nu este un domeniu care este foarte cunoscut, este cumva mai îngust și mai specializat, dar este unul critic, este vorba de toată rețeaua care ține și de standardizare, ceea ce am zis astăzi, iată, e ziua mondială a standardizării, dar și Centrul pentru Acreditare a Laboratoarelor, Institutul Național de Metrologie și însăși Inspectoratul de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor. Deci iată aceste instituții, noi vrem să creăm un sistem unitar care să comunice între ele foarte bine din punct de vedere digital, să poată fi verificate certificările de rigoare atunci când există o plângere din partea unui consumator, astfel încât aceste verificări să fie cât mai rapide, mai eficiente, fără drumuri și interpelări cu hârtii, cu scrisori pe suport de hârtie. Și în același timp să fie și un acces din partea publicului în ceea ce privește certificatele liberate, care sunt situația lor actuală, este activ, nu este activ și așa mai departe. Deci iată aici în domeniul acesta pe care gestionează Ministerul Economiei vrem să facem și avem de fapt proiectul, este aprobat, deja operaționalizarea începe în următoarele luni. Evident va fi mult de lucru la acest capitol, dar este un domeniu de care noi suntem responsabili și vrem să-l optimizăm. Deci, practic, interacțiunea cu mediul de afaceri al Ministerului Economiei, da, Ministerul Economiei, economiei sună foarte larg, dar competențele sunt câteva. Deci este vorba de infrastructura calității, care este la noi și noi vrem să o digitalizăm, este vorba de suportul business-ului, este vorba de ODA, care la fel este maximal digitalizată. Este vorba de parcul IT, care iarăși o serie de reforme au fost făcute și substituite acele rapoarte pe hârtie și cereri pe hârtie cu versiuni digitalizate. Deci IT parcul de asemenea s-a digitalizat complet, este deja complet funcțional lucrul acesta și vom continua optimizările acolo unde este cazul. Noi avem de asemenea diplomație economică, dar diplomație economică este un domeniu foarte specific și are rigorile sale, deci aici vom rămâne la acele standarde internaționale de comunicare la acest capitol, ele totuși se fac, da, este și versiune electronică, dar se fac și pe protocolar, pe hârtie, fiindcă aceasta este cutumă, dar
Aici nu este vorba de mii de interacțiuni, este vorba de interacțiuni punctuale și digitalizarea nici nu prea are sens la acest, în acest caz. Și de asemenea, deja lucrăm la, avem evident că prognoza macroeconomică, aici este alt domeniu, se lucrează cu BNSE-ul, desigur că vrem și aici să avem acces mai bun la date operative, ca să avem o intervenție mai punctuală și de fapt noi am realizat odată cu acea situație din martie, aprilie, începerea războiilor și acele fluctuații de bunuri, chiar a fost foarte bună interacțiunea cu sistemul VAMAL, inclusiv cu date care le obținem la sistemul VAMAL și era posibil să facem o analiză rapidă. Noi aveam fiecare, cel puțin fiecare două săptămâni ședințe în ceea ce privește evoluția prețurilor, stocurilor, împreună cu toate institutele de resort și Ministerul Economiei vinea cu datele pe partea ei, inclusiv operative, ceea ce privește importurile, exporturile, situația din țările vecine, dar și la noi, astfel încât să putem lua măsurile de rigoare. Deci, iată, acestea sunt domeniile în care noi lucrăm și încercăm să optimizăm. Vrem să avem același lucru și cu Ministerul Finanțelor, dar e un pic mai dificil, cu acces la date operative pentru a avea intervenții mai bune. Domnul ministru, mulțumim mult. 50 de minute au trecut, nici măcar nu au observat când s-a început, ceea ce am și presupus. Eu am aici câteva comentarii. Dumneavoastră ați spus cu referire la business, la această soluție, una dintre ele, da, cu contabilitatea. Și de obicei, asta este de fapt întotdeauna ne spune, uitați-vă, noi facem un apel către companiile din Republica Moldova, inclusiv cele din parcul IT, din alte companii să vină, dar companiile spun ok, dar cineva spune, dar de fapt atunci când noi ne adresăm, într-un fel sau altul, nu este această deschidere despre care îți vorbești public și așa mai departe. Probabil cunoașteți această. Spuneți-ne, vă rog, poate cum apreciați dumneavoastră cooperarea dintre instituția dumneavoastră, da, nemijlocit, și dintre sectorul privat pe dezvoltarea soluțiilor digitale, dacă este posibil. Și al doilea element care vine din aceasta, într-un fel sau altul, este finanțarea. Este clar, soluțiile digitale, pe termen cel puțin mediu și scurt, sunt super profitabile. Doar semnătura digitală, de exemplu, în Estonia economisește 2 sau 3% din GDP, care este echivalat mai mult, de fapt, decât cheltuielile pentru apărare. Da, deci, este o investiție. Dumneavoastră, care sunt acele probleme cu care vă confruntați de natură legală, noi am vorbit deja, de natură umană, cum spunea Mircea Ieșanu, noi avem bani, noi avem tot, nu avem oameni, de exemplu. Da, dumneavoastră, aveți bani, aveți în buget, preconizați pentru buget sau, în continuare, ca și alte instituții, nu vreau să dau nume aici, care au spus că noi, în marea majoritate, depindem de partenerii externi pe această dimensiune. De ce eu întreb acest lucru? Pentru că dacă noi înțelegem că soluțiile digitale economisesc timp, bani, eficientizează proces și așa mai departe, noi înțelegem că ele pot fi monetizate, deci ele sunt rentabile din punct de vedere economic. Dumneavoastră aveți bugete în bugetul de stat, mă refer, nu parteneri de dezvoltare pentru dezvoltare de soluții și în mod special, haideți să discutăm un pic despre capacitățile interne. Școlarizați angajații dumneavoastră, sunt cursuri specializate de digitalizare, de utilizarea acelor instrumente existente, securitate cibernetică și igienă cibernetică, care este super importantă în acest context în care trăim noi, și cum stăm noi cu monetizarea și finanțarea. Și dacă e posibil, poate veniți cu un apel către dezvoltatori de soluții să vină la dumneavoastră să vă propună tot felul de soluții, inclusiv, de ce nu, soluții de app-uri pentru contabilizare. Un fel de apel, dacă doriți, domnul ministru, să comentați la ceea ce am punctat eu. Da, sigur. Am să încep cu faptul că nu există piață. Și aici, într-adevăr, este o problemă. Și aici mediul de afaceri trebuie să fie cumva deschis la capitolul acesta. I-am să dau un exemplu foarte simplu. Domnul ministru, de care piață nu există, ca să fie clar? În Republica Moldova, în ceea ce privește consumul de soluții tehnologice. Și am să dau un exemplu banal și foarte simplu. Ștampila a fost eliminată legal de extrem de mult timp. Și eu singur am avut experiența respectivă și spun, nu există ștampilă la companie, nu pune ștampilă. Cum nu există ștampilă? Cum fără ștampilă dumneavoastră lucrați? Contabilul din companie privată. Uitați-vă la legea cu care nu există ștampilă. Deci deja de 6 ani nu mai există ștampilă, nu există obligativitate de a pune ștampilă și voi solicitați ștampilă. Deci lucruri banale, din păcate, la noi sunt acceptate în societate, inclusiv în mediul de afaceri, cu greu. Cu atât mai mult la noi, nu știu dacă știți și situațiile respective, se schimbau unul ce mai nou la companie, se stabilea, se punea la contabil și contabil spune, unde e ecranul meu albastru?
Eu vreau ecran albastru. Dacă nu-mi puneți ecran albastru, care este exact așa cum era versiunile vechi Fox Pro, eu nu accept să lucrez în sistemul ăsta. Și chiar au fost situații când au schimbat interfața în cea veche, doar ca să fie confortabil pentru contabilul șef care opera în 1C. Deci astfel de situații hazli, din păcate, sunt și eu înțeleg uneori companiile care vin cu soluții foarte moderne și care nu sunt digerate de către piața respectivă. Dar aici trebuie și un proces de educație și a agenților economici, self-educație, a companiilor IT. Eu, de exemplu, văd cam puțină interacțiune între companiile IT și restul sectoarelor economice prin care să ofere soluții date. Sunt soluții excepțional de bune pentru companiile, în special cele care au procese de producere, stocare, handling de stocuri, cu scanere și cu printere care fac lucrul acesta extrem de rapid. Deci, practic, digitalizarea loturilor, citirea lor, imediat se vede toată informația despre lotul respectiv. Nu trebuie să stai să numeri cu degetul echipamentului. Și aceste tehnologii sunt la noi aici, în Moldova, și sunt absorbite foarte greu de către business-ul nostru. Deci, iată acest proces de educare și eu cred că asta trebuie să fie un proces al companiilor IT, asociațiilor în domeniul ăsta, prin care să aibă nu doar business forum-uri între companiile IT, dar împreună interacțiune cu alte sectoare și să prezinte aceste soluții către aceste sectoare, inclusiv pe domeniul contabil. Fiindcă absorpția, iată, probabil aici avem o problemă legată de absorpția serviciilor digitalizate și lucrul acesta trebuie, la capitolul acesta trebuie de lucrat în comun ca societate. Și al doilea moment care aș vrea să-l menționez aici în privința inclusiv a sportului, iar discutasem cu ambasadorul din Estonia, și el mi-a spus un lucru care eu nu l-am văzut în Republica Moldova, și anume, companiile IT din Estonia veneau cu soluții și propuneau soluții gratis guvernului. Eu n-am văzut așa ceva în Republica Moldova, poate eu greșesc, dar mă corectați la acest capitol, astfel încât aceste soluții să fie pilotate, deci în parteneriat cu un careva instituție guvernamentală, respectiv după aceea puteau să fie transpuse și pe alte instituții, dacă era cazul, și integrate într-o soluție uniformizată. Și business-ul sau domeniul IT în Estonia a ajutat foarte mult la formarea acestora, inclusiv s-a obținut un produs foarte bine cizelat, foarte bine ajustat, care putea fi vândut în exterior. Și au făcut lucrul acesta foarte mult, deja au făcut monetizarea acestor soluții tehnologice pe alți parteneri. Dar dacă să revin la Ministerul Economiei, ce facem noi la capitolul acesta? Da, problema resurselor umane este o problemă. Asta e o problemă, eu cred că, uniformă către toți. Noi nu putem angaja un specialist IT. Sunt niște cerințe relativ rigide. Acum, cu reforma salarială, probabil vom revizui criteriile date ca totuși să există o posibilitate de a ne plia pe competitivitatea în sectorul dat, în sectorul tehnologiilor informaționale, și nu fie decalajul ăsta atât de mare în care se facă imposibil practic angajarea specialiștilor pe domeniul dat, dar în pofidă la acest lucru, două domenii pe care sunt în interacțiune masivă cu agenții economice, asta e vorba de ODA și IT Parkul, care are 1200 de rezidenți și lucrează foarte intens cu dânșii, sunt complet digitalizate, deci relațiile acestea sunt complet digitalizate. Și al treilea domeniu care ține de infrastructura calității, noi iată avem deja programul gata setat, este un domeniu mult mai complex, cu mult mai multe date, inclusiv și sensibile, de aceea vrem să-l facem cu Banca Mondială, fiindcă ei au expertiză bună la acest capitol. Și el va fi integrat și cu reforma în domeniul infrastructurii calității, fiindcă nu este vorba doar de digitalizare, dar vrem și un deplin gap analysis, fiindcă sunt domenii care sunt subdezvoltate, iar business-ul nostru are nevoie de calitate mai bună acestor servicii, atât publice cât și private, fiindcă sunt laboratoare și private care fac lucrul acesta. De aceea noi aici facem și o reformă și de politici în domeniul, da, dar trebuie să fim foarte atenți în domeniul tehnic. Doi, facem o reformă în ceea ce privește capacitățile statului la capitolul dat, și trei, digitalizarea proceselor după ce am făcut iată această reformă. Deci un pic va dura mai mult, dar rezultatul final va fi un sistem actualizat din punct de vedere politic, actualizat din punct de vedere capacităților tehnice de servisare a business-ului și respectiv digitalizare. Domnul ministru, mulțumim. Noi finalizăm, dacă să avem un răspuns clar. Noi în bugetul pentru 2023, pentru Ministerul Economiei, dumneavoastră ați prevăzut careva bani pentru transformare digitală, transformarea proceselor, mă refer la buget, nu la proiecte, 1.
2 din acei 2% care merg pentru învățarea, da? Adică dezvoltarea capacităților angajaților. Avem acolo curriculum sau elemente de digitalizare sau poate, nu știu, dezvoltați niște curriculum specializat pentru angajații dumneavoastră pe acest aspect. Aceste două elemente le avem, nu? Da, avem anumite resurse, nu sunt suficient de modeste, fiindcă și bugetul este destul de auster, dar și când putem miza pe resurse externe, încercăm să cooptăm aceste resurse externe pentru efectuarea acestor investiții, dar în același timp noi trebuie să înțelegem specificul de lucru intern. Iată, e vorba de exemplu, sistemul acesta de circulație a documentelor care este guvernamental și el este asigurat de către guvern și el trebuie să fie centralizat, adică nu trebuie să facă singur, că iarăși revenim la feudalismul instituțional. Deci trebuie să fie un sistem unitar. Un minister nu este o instituție, e mai curând omologată cu un departament în cadrul unei organizații, fiindcă ea are doar o funcție în cadrul întregului guvern. Guvernul poate fi omologat cu o companie separat, iar fiecare minister este mai curând ca un departament. De aceea, acest flux de date care, și de documente care trece, el trece prin ministere. Nu se fac în cadrul unui singur minister și atât, el a ieșit cu un output final. Deci output-ul final este al guvernului și atunci aceste sisteme trebuie să fie centralizate și iată aici vine rolul domnului Țurcanu, chiar dacă să fac apel la numele acesta încă o dată, dar așa este corect. Deci este rolul dumnealui de a centraliza și de a da acel ton și acea filosofie și valori de creștere, de dezvoltare pe aceste domenii. În interior noi am avut, apropo, deja training în Excel, fiindcă noi avem multă analiză și este nevoie de soluții de analiză și Excel-ul nu va fi încă substituit cu alt instrument de a face analiză, în special cele ad hoc sau necesare imperativ într-o anumite perioade, dar vrem să creștem inclusiv interconexiunea cu alte instituții pentru a obține cele date primare pentru analiza respectivă și iată la acest capitol cred că vom lucra suplimentar în perioada ce vine. Și iată, acesta este domeniul de lucru al nostru. Vrem de asemenea să îmbunătățim și intranetul interior, nu este unul relativ limitat, astfel încât și memoria acea, memoria instituțională despre care se vorbește ca fiind în oameni, trebuie să fie și în date, bine organizate, astfel când vine un angajat nou, eu am lucrat în astfel de companii, de organizații în care era bine setat repozitoriul intern, bine organizat, astfel când vine un angajat nou, el relativ ușor se integrează și vede informații necesare pentru activitatea lui. Iată, același lucru trebuie să fie făcut și nu doar în Ministerul Economiei, dar în toate ministerele, fiindcă lucrul acesta oarecum lipsește. Domnul ministru, și toți angajații dumneavoastră folosesc adresele din cele 60.000 eliberate de STISC, pentru că într-o instituție de stat, 48,2% erau pe Mail.ru. Cer scuze de chestia asta. Noi folosim e-mail-ul guvernamental exclusiv. Deci noi toți operează cu e-mailul guvernamental, deci aici iarăși este un sistem unitar pe tot ministerul. Știu că mai sunt pe locuri unii care folosesc Mail.ru, dar asta nu este cazul Ministerului Economiei și cred că vor fi luate și măsuri mai dure în această privință, ca acestea să fie complet eliminate și respectiv să nu există un careva circuit de documente pe platforme străine sistemului guvernamental. Domnul ministru, mulțumim foarte mult. O oră a trecut neobservat. Simt nevoia că o să revenim la discuții cu dumneavoastră. Noi facem aceste discuții intenționat în fiecare zi de vineri, fără excepții, chiar și de Hramul Chișinăului, pentru că noi vrem să dezvoltăm împreună cu Agenția de Guvernare Electronică și Privesc.io, partenerii noștri, această discuție sistemică pe tematici. Categoric vom reveni la dumneavoastră. Categoric vrem să discutăm și cu cei cu care lucrați dumneavoastră, cu oamenii de afaceri, chiar doamna director Donțu a fost în Tallinn zilele trecute, discutam un pic. Deci ca să înțelegem din mai multe perspective, pentru că până la urmă noi vrem ca să ieșim din acest bubble, da, de discuții strict tehnologice, pentru că de fapt tot ce înseamnă transformare digitală este, de fapt, se rezumă la chestii foarte simple. Cum noi putem eficientizăm, simplifica lucrurile pe toate domeniile, în cazul dumneavoastră pe business, de asemenea natură, cu utilizarea acestor servicii digitale. Domnul ministru, poate vreți să adresați un apel companiilor care doresc să vină, să contribuie cu dumneavoastră. Dumneavoastră aveți totală dreptate. Deci în Estonia, practic, eu nu știu care servicii s-au dezvoltat de către stat. De fapt, știu 6 servicii care s-au dezvoltat de o companie creată de un minister pe domeniul administrației publice locale, pentru că nu se găsea înțelegere.
Pentru că este super important dacă dezvolți o soluție digitală, da, să iai în considerare care sunt acele elemente pe care le doresc beneficiarii. Da? Deci dacă noi tot ne spunem așa aici în Estonia, că dacă 50% din soluție nu este viziunea beneficiarului final, această soluție nu va lucra. Și atunci noi vom evita acea situație cu rata de penetrare a soluției care este una minimală sau aproape inexistentă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte este al doilea element care ține de, ce a spus dumneavoastră foarte corect, rolul domnului viceprim-ministru în acest și a instituțiilor care coordonează este să fie setate acele reguli generale. Pentru că este clar că dacă în feuda X regulile de joc sunt într-un fel și nu este asigurată A, interconexiunea datelor, interconectivitatea, reuzabilitatea, securitatea cibernetică, utilizarea UX și așa mai departe. Deci noi vom avea aceste sisteme haotice care nu discută între ele și ce folos când avem 200 plus X servicii, în Bulgaria 1300 X servicii, dar rata de penetrare 2-3%. Deci asta nu este o transformare digitală veritabilă. Și al treilea element este când avem libertatea, aici în Estonia, companiile se dezvoltă soluții, având în considerare acele elemente despre care vorbeam eu, prin X-Road și așa mai departe, și utilizatorul este cel care decide care soluția va dezvolta. Și de fapt, mediul de business înțelege că noi da, urmăm acele protocoale, acele date, acele interconectivități, simplificarea lor, securitate și așa mai departe, și noi investim în aceste servicii ca post-factum să monetizăm acest lucru. Și nu întâmplător, Estonia are 10 companii care are capitalizare pe piață mai mare de 1 miliard. Săptămâna trecută a fost al 10-lea unicorn aici. Când așteptăm următorul unicorn, domnul ministru, în Republica Moldova, sau primul unicorn în Republica Moldova, știu că nu avem una. Și dacă puteți să faceți un apel către companii care doresc, sau oricine, în IPRE să știți că aveți un partener de nădejde pe această dimensiune, dar sectorul privat, și mă refer nu doar la parcul IT, dar de exemplu companii private sau cele care sunt în ATIC, sau companii care sau asociații de business care fac parte din Consiliul Economic pe lângă prim-ministru și așa mai departe, sau companii străine. Poate veniți cu un apel pe această dimensiune și aici noi finalizăm această discuție în zi de sărbătoare. Domnul ministru, un cuvânt de încheiere, poate un apel la cooperare, acțiune, prietenie și așa mai departe. Mulțumesc, Victor. Într-adevăr, este absolut critic să avem o viziune unitară și eu am plină încredere că domnul Țurcanu poate să dea această viziune pentru sistemul informatic național al guvernului, dar și o platformă care să asigure o interconexiune și o viziune pentru business care să poată respectiv utiliza acele standarde, acele mecanisme și să depășim această etapă de supă de soluții exotice care complicații interconectează între ele, adică noi trebuie să avem o filosofie destul de bună. Pe lângă aceasta ne-am dat un mediu de politici, cred că foarte bun în ceea ce privește și operarea companiilor din domeniul tehnologiilor informaționale în Republica Moldova, dar și de politici. Deci noi am făcut enabling acum la o serie întreagă de soluții tehnologice. Respectiv, invităm companiile ca să preia aceste mecanisme, să vină ei cu inițiativa de a propune mecanismele optime și bune pentru a fi aplicate și respectiv a fi utilizate pentru organizarea societății noastre. Și eu aș vrea să mai punctez un moment. Este bine ca companiile IT să nu vândă produse, dar să vândă soluții practice pentru agenții economici sau o serie de agenții economici, nu din sectorul tehnologiei informațional, s-au fript cu faptul că ei au avut niște așteptări greșite, deci ei trebuie consultați totuși care este așteptarea reală, ce pot să aștepte de la o soluție respectivă și dacă într-adevăr are nevoie de soluția respectivă sau mai bine de propus altă soluție care mai bine se pliază pe necesitățile clientului. Și e vorba nu doar de clientul privat, dar și clientul guvernamental, fiindcă și la nivelul acesta, dacă unii, să spunem așa, lideri au o înțelegere mai bună în domeniul tehnologiilor informaționale și pot lua anumite decizii la capitolul acesta, nu toți au această înțelegere deplină, respectiv este bine ca să vină cu soluția dată, una practică, pe bune, utilitară, la necesitățile pe care le are beneficiarul acestei soluții digitale. Și cu aceasta vorbim, noi avem toate premizele, de fapt, bune pentru digitalizare, platforme, infrastructură foarte bună, deci în top în ceea ce privește calitatea și comunicărilor și rețelelor în lume. Avem regimuri fiscale foarte bune, facilitare, politici deschise, dar să realizăm o societate digitală veritabilă și în interesul tuturor. Da, și mai adaug, domn ministru, că noi nu ne-am oprit, nu v-ați oprit doar la pachetul digitalizare 1.0, este în proces pachetul 2.0, deci acesta este un proces, el nu se oprește niciodată, pentru că, de fapt,
Cum spunea un coleg de-a dumneavoastră, noi nu putem să folosim tehnologii a secolului 21, da, dezvoltate de Apple, pliindu-le pe regulamente în anilor 60-70. Deci, cumva este nevoie de o reinginerie totală a acestui serviciu. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult. Vă dorim să aveți o sărbătoare bună astăzi. Tuturor celor care sărbătoresc ziua standardizării și în acest proces felicitări profesionale. Reamintim că noi în fiecare zi de vineri discutăm la IPRE, care eu îl reprezint, împreună în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică și Privesc.eu, despre transformarea digitală. Vă rugăm să vă reconectați în fiecare vineri la orele 10. Domnule ministru, vă mulțumesc încă o dată, o zi bună în continuare tuturor și la mulți ani Chișinău, capitala Republicii Moldova. Mulțumesc și zi frumoasă! La revedere!